Situație incredibilă în Marea Britanie, unde autoritățile nu au reușit să transmită către mai multe state membre UE, printre care și România, date cu privire la câteva sute de persoane condamnate pentru fapte grave. Ulterior, autoritățile britanice ar fi descoperit problema și ar fi încercat să o mușamalizeze. 109 criminali, 81 de violatori și un bărbat găsit vinovat de ambele tipuri de infracțiuni. Cu toții sunt pe o listă de persoane condamnate în instanțele din Regatul Unit, dar care nu a fost transmisă în ultimele luni și autorităților europene. O bună parte a acestora sunt și persoane cu dublă naționalitate. Ori acest factor, combinat cu eșecul Londrei de a transmite datele despre condamnați, pune autoritățile europene în situația în care să nu știe dacă aceștia au revenit pe teritoriul lor. Cei aproape 200 de deținuți uitați sunt doar o mică parte dintr-un total de de peste 112.000 de condamnați, ale căror date nu au fost trimise de Londra către Uniunea Europeană în ultimii 8 ani. Peste 12.000 dintre aceste condamnări priveau și cetățeni români. Pentru a explica eșecurile, autoritățile britanice au invocat mai multe probleme ale sistemului informatic al poliției. Însă, potrivit jurnaliștilor de la The Guardian, care au divulgat aceste informații, guvernul britanic ar fi știut de aceste probleme încă de acum șase ani, iar ulterior a conceput chiar și un plan de acțiune. Acesta nu a mai fost pus în aplicare de teama ca eșecul netransmiterii datelor să nu fie făcut public, iar în acest fel să fie afectată reputația Regatului Unit. Astfel că Problemele au persistat și pe durata mandatelor premierilor Theresa May și David Cameron. În cele din urmă, Londra a avertizat statele Uniunii Europene de această problemă, însă doar după ce a fost divulgată în presa britanică.